Hai să vorbim un pic despre idei de a schimba România. Una din idei ar putea să fie și limitarea numărului de mandate ale aleșilor din Parlament la 2. De ce să facem asta? Ați putea să vă întrebați. Păi, pe următorul considerent, dacă președintele României are numărul de mandate limitat la 2, el fiind cea mai înaltă autoritate a statului, de ce nu s-ar aplica acest lucru și la parlamentari? Și la primari, dacă putem să extrapolăm ulterior. Chiar vorbim de înnoirea clasei politice, avem nevoie de oameni noi, dar ce vedem? Vedem aceiași oameni în Parlament care au 3, 4, 5 mandate, oameni care și-au epuizat poate ideile și ceea ce ar putea să facă bine. Hai să vedem dacă putem să facem lucrurile mai bine cu oameni noi. Nu știu dacă o să spuneți că este neconstituțional, o să spuneți că trebuie schimbată Constituția. Da, facem și lucrul acesta. Hai să încercăm să facem România mai frumoasă. Hai să vedem că vin și alți profesioniști să schimbe legile. Nu poți să schimbi România cu aceiași oameni. Și în plus, pe cei care sunt acum în Parlament, i-am văzut. Le-am văzut limitările și am văzut ce legi au putut să facă. Ce ziceți? Limităm numărul de mandate de parlamentari la 2?